Principalii debitori APA Service S.A. sunt persoanele juridice care au înregistrat datorii istorice de miliarde de lei, ce nu mai pot fi recuperate pentru că unii debitori au intrat în insolvență. În iunie 2013, APA Service avea de încasat sume foarte mari, care depășeau 86 de miliarde de lei vechi, dar între timp datoriile s-au mai micșorat. Nu vă spun faptul că am devenit, să zicem așa între ghilimele, un inamic public pentru o parte din datornicii noștri. Nu sunt numărul unu pentru că n-am avut această pretenție niciodată, dar inamic public sunt, între ghilimele, și vă anunț cu mare plăcere că am reușit față de momentul așezării mele pe acest scaun după care vă vorbesc, să aduc societății din creanțele găsite la acel moment încă 12 miliarde, adică 1,2 milioane de lei, din banii care avea să încaseze APA Service la 2013. Pentru o parte din sumele datorate de către beneficiari către societate, APA Service a adresat justiției și la ora actuală există multe litigii de acest fel aflate în diferite stadii la instanță. Sperăm să le recuperăm așa cum am recuperat multe dintre ele. Acestea care sunt în litigiu provin mai mult din asociațiile de proprietari care s-au desfăcut, după cum știți, în vederea contorizării orizontală. Există divergențe, există neasumări de sume de plată către operator și de aici multe altele care ne-au condus la situația de a acționa în judecată pentru recuperarea sumelor. Sunt și sume și destul de mari, cum ar fi cea de la fosta Direcție de Servicii Publice și Gospodărie Comunală, care înseamnă cam 1.600.000 de mii de lei, adică 16 miliarde, peste 16 miliarde vechi, pe care din păcate, nu sperăm să-i mai recuperăm vreodată, adică eu aș spera să-i luăm, numai că situația concretă, adică faptul că nici nu mai există societatea, nu avem de unde lua. Scutul care a profitat de toată legislația asta pentru a nu ne mai plăti datoriile și aș mai putea să-i număr câteva firme care, din păcate, au dat faliment, sunt firme private și nici nu cred că mai interesează pe cineva. Una peste alta, trebuie să mai aducem din acești bani înapoi pentru că ne asigurăm existența de zi cu zi și avem și speranța că putem să mai investim mici colo câte ceva în acest sistem. Conducerea societății invită pe cei cu restanțe, îndeosebi consumatorii casnici, să contacteze reprezentanții firmei și dă asigurări că oricât ar fi datoriile de mari, o soluție benefică pentru ambele părți poate fi găsită în cele din urmă.